Și bine, v-am regăsit la Supliment de bine un podcast de sănătate și well-being, Create Secom. Discutăm în această seară despre sănătatea creierului, și nu am putea avea alături de noi un invitat mai potrivit care să ne îndrume pașii prin acest subiect amplu. Invitatul acestui episod este domnul profesor doctor Alexandru Vladimir Ciurea, profesor universitar, medic primar neurochirurgie și doctor în științe medicale. Bună seara, domnule profesor. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi prezent în această seară. Da, bună seara. Este o mare plăcere. Vă studiam când ați vorbit și mi-am dat seama că sunteți puțin sub presiune. Presiune din cauza mea, presiune din cauza telespectatorilor, presiune din cauza. E, mi se pare un semn de bună creștere să fiu emoționat în prezența dumneavoastră. Da, nu e nevoie. Vă ascultăm, doamnă. Noi vrem în această seară să aflăm cât mai multe informații din partea dumneavoastră, așa că v-am prins și o să, o să reușim, o să încercăm să scoatem de la dumneavoastră cât mai multe informații legate de prevenție. Pentru că, iată, se, se întâmplă destul de rar ca un medic dintr-o specialitate chirurgicală, așa cum este neurochirurgia, să devină un ambasador neobosit, așa cum sunteți dumneavoastră, al prevenției. ce, ce va determina și care a fost momentul în care ați conștientizat că este posibil să ne protejăm sănătatea neurocognitivă. Păi chiar acum am trecut printr-un moment foarte greu, toată lumea și dumneavoastră chiar mai aproape, această groaznic, groaznică epidemie de COVID și pe care cu toți au mai ne am mai și ne-am dat seama că mai bine prevenim decât ne tratăm. De aici pleacă totul. Dar cu cât, cu cât evoluezi pe scara medicală, cu cât devii mai matur, atunci acumulezi cât mai multe cunoștințe și îți dai seama foarte bine că mai bine să privi o boală, nu mai spun o boală gravă, nu sunt de COVID, și alte boli, și mai spun și bolile care sunt grave a sistemului nervos sau altele, ce și frică uneori să pronunți anumite nume, decât să încep să multe Multele chiar încă nu au un tratament. Sau tratamentul începe foarte târziu. De aceea este bine totdeauna să fie un pas înainte, dacă putem preveni. Din nefericire, ființa umană este dispusă spre tot felul de compromisuri. Mâncăm mai mult, consumăm mai mult alcool, facem ceea ce nu trebuie, stăm noaptea târziu, da? stăm în fum, fumăm, etc. Totuși, trebuie să avem o limită, așa și această limită trebuie să ne conducă. Deci, știți că acest lucru n-am spus eu. Vechii greci spuneau la fel, Leonardo da Vinci zicea că trebuie să fim cumpătați la alimentație, în alcool și în alte lucruri. Și așa putem să prevenim foarte multe din ceea ce se numesc boli. Îmi permit să, să, vă întreb astfel încât să lămurim o dată pentru totdeauna aceste mituri. Care este diferența dintre prevenție și tratament? Și ce presupune ea în practică dincolo de, de teorie? Așa? Sigur că toți ne gândim că prevenim. Dar cum prevenim? Dați-mi un exemplu de o boală. Să hotărâm o boală în hipertensiune. Că toată lumea vorbește de hipertensiune. O diabet. Și hipertensiunea datorită stresului, mai este și factorul genetic în familie, te enervezi, crește tensiunea. Știm cu toți. La diabet și diabetul există. Tot genetic și diabetul care este pe, pe, stres, care apare și foarte frecvent în ziua de astăzi și consum exagerat de glucid. Haideți să le oprim. Deci, pentru tensiune, dacă se poate, dacă se poate, să nu mâncăm sărat, dacă se poate să nu ne enervăm, dacă se poate, exact cum spunea șefa mea care am avut, nu uita și diabetul de stres și hipertensiunea de stres. Se previn, se previn prin această uh, non-implicare în toate elementele care te macină zilnic. Deci dacă poți să ții la distanță uh, tot ceea ce este stresant, cuvântul stres, stresant pentru tine, atunci reușești să faci prevenția. În cazul care te implici, fără să vrei te implici, asta e natura umană, un o să implicați că vrem alte ori, când totuși ești pus în problemă, atunci ești afectat. Afectat îți crește tensiunea, îți crește glicemia, organismul tot suferă și bijuteria centrală, centrul de comandă, creierul suferă cel mai mult. Lupta este ca în toate afecțiunile și mai ales că eu, acum medicina e foarte dezvoltată. La primele semne care parcă nu mă simt bine, parcă încurc cuvintele, parcă am ușoare tulburări de echilibru, lapsusuri, mici semne un medic de familie vă trimite la specialistul respectiv și specialistul respectiv știe ce are să facă a preveni boala, nu a trata. Noi nu avem nevoie să înghițim medicamente cu uh, cana sau cu raba sau cum vreți, sau cu ghiozdanul. Noi trebuie să prevenim bolile prin alimentație, prin aer, prin apă, prin uh, relaxare totală, prin uh, relaxare cerebrală și prin odihnă. Pentru că ați menționat ghiozdanul de medicamente, aș vrea să vă întreb care este diferența dintre un medicament și un supliment. Întrebare perfectă, vă felicit. Vă mulțumesc. <laughs> Total din punctul acesta de vedere trebuie să știm cu toții. Deci medicamentul are o formulă chimică. Această formulă chimică, să zicem, un antiacid, se adresează mic anumite boli. Ulcerul. Ulcerul reprezintă o eroziune o eroziune în stomac datorită hiperacidității. Deci vin cu un tamponament care se lipește pe zona respectivă, tamponează. Deci medicamentul, formula aia medicamentului tamponează exact boala respectivă. Să zicem că am pneumonie. Atunci mi antibioticul, acum este selectat, pentru microbul care mi-a dat mie pneumonie, vine direct țintit, ca și cum se trage cu pușca, în zona respectivă și vine exact să lovească în în boala respectivă, unde, unde este afectat organismul, plămânul sau, cum am spus, stomacul. Ce este cu suplimentul? Suplimentul nu este medicament. Suplimentul este, dacă vreți, să găsim o formulă de exprimare, un conglomerat de uh, extrate de plante, de vitamine, de oligominerale de care vorbim toți, aceste minerale minunate, zinc, seleniu, magneziu, care toate se adună și puse în suplimente cu diferite activități, favorizează procesele, mai ales de prevenție sau chiar de ameliorare, spun de vindecare, de vindecare în diferite afecțiuni. De exemplu, sunt medicamente care spun că uh, reușesc ca să vindece anumite boli, dar la suplimente sunt suplimente care spun că pot preveni anumite boli. Într-adevăr, au apărut suplimente care în, pre în prospectul lor scrie că previn acea boală cumplită. Am și uitat numele, boala Alzheimer. E adevărat sau nu este adevărat? Timpul va dovedi că îți fac loturi de studiu. Dar că formula chimică din care este făcut suplimentul, într-adevăr, într favorizează procesele nervoase la nivelul. Creierului, în care suplimentul respectiv reușește să aibă o activitate în anumite celule nervoase, mai ales cele bijuterile neuron, ca acestea să funcționeze mai bine și să nu se lase uh, prăbușite. Deci, ar fi o deschidere pentru suplimente. Alt lucru, suplimentul nu se acumulează în organism. Suplimentul intră și face acțiune și este foarte cu minte afară. Suplimente sunt de toate felurile. Și pentru tubul digestiv, și pentru somn, suplimente care ajută la somn, și pentru uh, activitatea musculară, și pentru activitatea cerebrală, și pentru activitatea cardiacă. Dar nu sunt medicamente să vindeci este bun în prevenție. Sau în refacere. Am avut o boală, să zicem COVID. -ul. Ei, suplimentele după aceea te ajută ca să îți revii, să poți și funcționa cerebral și mai ales în astenia după COVID, care este atât de cunoscută. Aceasta e deosebit. Sunt bune și unele și altele. Nu se iau după urechi. Este bine și într-un caz, și în celălalt să întrebi, să întrebi uh, doctor. Iar la o persoană sănătoasă, cum se zumează, sunt cu cei care ne ascultă. Pledesc pentru persoanele să ia suplimente. Apare gripa să ia suplimente. Suplimente, a spus, nu medicamente, când se știe că este epidemie de gripă. Apar, de exemplu, ședințe grele și în care trebuie să iei decizii suplimente de liniștire a sistemului nervos. Nu poți să dăm. Suplimentul este bun, nu medicamentul. Pledesc pentru supliment. Dacă mă întrebați dacă iau suplimente, da, iau suplimente. Nu am voie să spun că fac reclame, dar vă spun că iau suplimente. Da. Abia aștept să vă întreb după ce terminăm filmarea ce suplimente luați ca să-mi completez lista. Nu, nu sunt multe, dar exact pentru ceea ce am spus, de liniștire, de activitate, de, dacă vreți, de tonifierea sistemului nervos, dar sunt suplimente, nu iau medicamente. Încerc să previn toate aceste lucruri, chiar și de digestie. În anumite momente, când nu merge bine, merg pe aceste suplimente, care mă ajută mai mult de, decât medicamentul. E formulă chimică, încă o dată. Și un medicament, formulă chimică, se aduce în stomac, din stomac trece în ficat, acesta în rinichi. Sunt persoane care pentru dureri de spate iau luni și luni de zile tot felul de medicamente bune. Bune, care mai de care, mai active, mai antialgice, mai, mai uh, întăritoare pentru organism. Ți-a durerea, gata, poți să zbori. Dar ele se acumulează undeva. Da. Există un preț pentru, pentru, pentru toate. starea de bine. da. Mă întorc la sănătatea creierului pentru că vreau să profit cât mai mult de cunoștințele dumneavoastră și aș vrea să vă întreb ce înseamnă, de fapt, sănătatea creierului într-o lume, iată, extrem de tehnologizată și în care, din păcate, stresul și anxietatea au devenit normalitate. Da, așa este. Stresul, anxietatea, atacul de panică, mai mult acest fenomen de care se discută, burn out-ul. Arciurile arse. Burn asta înseamnă arciurile nervoase. Și atunci, fiind pe maladia secolului, Creierul uman al tuturor, al tuturor, mai ales persoanelor active, suferă în general. Și toată problema este ca să nu ajungem în această stare. Dar ajungem de ce? Cred că suntem supra-solicitați noi, în această nație, în această, în această, capitală frumoasă care se numește București. E o supra-solicitare de dimineață. Vrei dimineață în timp scurt, într-o oră. Să fii frumoasă, să, mă refer la Doamne, să fii gătită, să fii pregătită, să dai de mâncare copilului, să-ți faci janta, să-ți pregătești telefon, să-ți faci unghiuțele, să te rujezi, să te piepte. Când numai câte am spus, când să le faci într-o oră? Să bei și cafeaua pe care o bei pe scări sau pe nu știu mai ce. Nu, nu se poate. Și atunci răspunsul este, în decursul a 24 de ore, răspunsul, că ne gândim ce facem, că ce s-a întâmplat, știm cum ieșim din asta, regula germană, 8 plus 8 plus 8. Și încercăm să o respectăm, numai să fie și șefii noștri de acord. 8, 8 ore de lucru, 8 ore de administrație, în care intră și copilul și alte lucruri, și 8 ore de odihnă. Nu numai decât să dormi, dar de odihnă. Ma faptul că stai complet întins și citești o carte sau te stai complet întins și filozofezi, meditezi, te ajută enorm de mult. 8 plus 8, Apoi vin asupra persoanelor noastre, a tuturor care lucrăm, să zicem 20 de cere, 20 de e uri Luați prioritatea. Arde? Întrebare. Arde? Nu arde. Arde? Nu arde. arde. Unele se mai rezolvă și de la sine. <laughs> da. Și uh, alt lucru, nu uh, puneți suflet în toate, pentru că vă consumați priviți ca și cum de la distanță puțin, pentru a fi detașați, nu răspundeți imediat, gata am și răspuns. Cuvântul acum este un cuvânt greșit în ziua de astăzi. Acum înseamnă tot organismul și creier și organism și inimă mobilizează să răspundem acum. Nu este bine. Acum sau trebuie. De ce trebuie? Arde undeva? Stați, noi suntem la pompieri. Dacă lucrăm la nivel pompieristic, Acum fugim cu toți încolo, acum fugim cu toți încolo, n-am rezolvat nimic. Deci lucrurile trebuie să meargă ca un râu care curge, nu în cascade. Așa trebuie să fie și viața și prioritatea. De ce medicina în România, care are doctori foarte buni, merge uneori, hai să zicem, pompieristic sau așa, și în Germania, dacă te duci pe aceeași specialitate, curge perfect. Fie. Pentru că la ei se știe clar. Ordung is ordung. Știu ce au de făcut de dimineață, s-au stabilit lucrurile. Dacă vine o urgență, intră echipa de urgență, nu că să vină șeful să... De ce? Există echipă de urgență. Nu? Înțelegeți? Nu sărim pentru... Nu schimbăm prioritățile. Echipa normală își face treburile, echipa de urgență într-un spital de urgență își face treburile și atunci toate lucrurile decurg exact ca pe șină, cum vin ne învățat domnul președinte, fiecare vagon cu destinația lui. Deci se pus pe șină în ordinea care trebuie de prioritate. Altfel, dacă sărim, nu mai știu nici urgenti, știți ce au de făcut, nici ceilalți care trebuie să-și facă activitatea zilnică ce au de făcut și apare un fel de intersecție. De aceea s-a inventat un fel de cuvânt foarte frumos. Cred că e din limba turcă, bulibășeală. <laughs> Când ne conduce ce în general, uitați-vă în circulație, bulibășeală. Se poate fluidifica circulația. Există orașe care au, pot să și spun, Sibiu, uitați-vă, acest oraș nimic ca un bur, Brașovul, este fluidificată? La noi nu se poate, nu înțeleg de ce. Pentru că nu se fac circuitele care trebuie. Și atunci se produce această adunare de claxoane, de mașini, de, de nervi și ajungi la serviciu după două ore foarte nervos. Dar nu se poate acest lucru. Trebuie găsite soluții. Soluțiile sunt la nivel superior și la nivelul nostru. Da. Deci când șeful începe să facă scandal, vă îmbrăcați, vă luați asta, domnule, după ce te liniștești, stă de vorbă. Un, un sfat de luat în seamă. Da. Um, ați povestit despre dimineața mea. Da. Sunt foarte curioasă. Cum vă începeți? Care sunt rutinele dumneavoastră de dimineață și de seară? Vă spun ce dar nu mai spuneți la nimeni. Nu mai Fac spun nimănui. Tot posibilul să-mi iau timp pentru orice. Pentru orice lucru care pare foarte simplu. Nodul la cravată. Și asta îmi fac, iau timp. Culoarea la cravată, când am știu că vin la dumneavoastră. Îmi iau timp pentru așa ceva. Deci astăzi, ca să ajung aici, să-mi fac toate treburile zilnice, și le-am făcut, vi le spun pe toate, mi-am luat timp pentru tot. M-am trezit la 5 jumate, la 6 eram curat, aranjat, așa mai departe, pe la 6 și ceva am mâncat foarte, foarte puțin. Da, m-ați întrebat, am băut cafea? Da, consider că e nu foarte tare, am băut cafea, n-am mâncat mult, foarte, foarte puțin, șase jumate în costum ca acum, cu nodul la cravată făcut, <laughs> am plecat. M-am uitat afară să văd cum mă adaptez ca îmbrăcăminte și am plecat. Și am ajuns pe la șapte fără 20, stau foarte aproape de serviciu, am ajuns la serviciu. Am început lucru, mi-am făcut tot planul pe ziua respectivă, am fost la raport de gardă, am văzut pacienții, am discutat colaboratorii, după care am făcut 15 consultații, n-am răspuns la niciun telefon. A sunat telefonul de unde vreți și de unde nu vreți, să-l văd pe cutare, să sar pe fereastră, să mă duc în cameră. N-am răspuns la nimic. Mi-am văzut de treaba mea. Atleta mi am văzut de pacienții mei, după ce am terminat, la sfârșitul zilei, am început să răspund la telefon. Se liniștise până atunci, nu mai aveau nevoie de mine, dar am răspuns la telefon. Am mâncat foarte, foarte puțin ca să nu mă apuce somnul, după care, sigur, apă obligatoriu, obligatoriu, și după care două ore am lucat știință. Lucrez la un tratat de neurochirurgie și am verificat cu un student, am stat două ore să verificăm capitole, să verificăm bibliografia. Adică, o să zic, ce mă apuc iată? Îmi face plăcere. Îmi face plăcere că îmi pune mintea la contribuții. Și atunci intri în probleme. Înțeleg din ce povestiți că această atenție distributivă care este atât de ridicată în slăvi nu e chiar cea mai bună nu idee. Nu e bună. Nu este bună pentru că te consumă. Te, la anumite vârstă, cum sunteți dumneavoastră sau eu, trebuie să te focusezi, să faci acea job, să folosești. Acea treabă foarte, foarte corect. Ori, dacă am văzut persoane care, foarte multe secretare care fac două treburi deodată. Pe de o parte se epuizează, iar pe de altă parte se poate ca niciuna să nu ducă la capăt în condiții perfecte. Că nu, nu reușesc. Trebuie să duci totul până la capăt. Atunci reușești. Dacă sună cinci telefoane, nu poți să răspunzi la toate deodată și în condiții bune. Este foarte important ca atenția ta să fie focusată. E bine să știi ce se întâmplă în jur, dar nu e bine să răspunzi la toate acest sindrom acela ADHD, care este la copii, persoane tinere, arată o atenție distributivă, dar și o hiperchinezie. Copilul vrea să primește și vrea să le facă pe toate. Nu este bine. Vreau să vă țineți un pic ideea cu aceste le terapii păcate. despre care sunt convinsă, despre care, pe care le-ați amintit puțin mai devreme, dar aș vrea să finalizez o formulă a creierului sănătos cu dumneavoastră. Mi-ați spus despre hidratare, mi-ați spus despre alimentație și am remarcat că mâncați foarte puțin. Mai ales când am mult de lucru, nu e bine să-ți încarci. Se -ți numește Big Belly No Brain, adică tot sângele zice în burtă, mai rămâne nimic ca creier. Și oxigenul, desigur. Există anumite alimente sau un tip anume de alimentație care ne ajută la sănătatea creierului? Este dovedit. Creierul mănâncă cu totul altceva. Mănâncă ouă, mănâncă toate legumele, toate fructele, toate semințele. Recomand și semințele de dovleac, mango. Foarte interesant, este conzerat. Și, și avocado este fructul minune, rodie pentru creier. Ceapa, usturoiul, pătrunjelul, se cunosc încă din antichitate, fac procesele oxidative cerebrale, spuneau antioxidanții, apoi tot ceea ce este la nivel de uh, acel strugure, hamburger, strugure negru, pentru care resveratrol, pentru vasele cerebrale, uh, peștele gras, pentru că aduce uh, omega omega-3 în creier, pe care nu putem să-l luăm decât din pește gras, este foarte important. S-a discutat și de slănină, că este acceptabilă și slănina, nu glucidele, zahărul rafinat este un toxic, un killer al creierului, un dușman total, deci evitat, toate prăjiturile nu fac bine, mai ales în siropate, grăsimile în general nu fac bine pentru creier. Mai Atunci... puțin slănină puține frăine, <laughs> nu stricăm. Da. Bun, și atunci ce să-i dau? Dacă îi dau carne, da, îi dau pește. Dacă se poate peștele răpitor, peștele gras pentru omega și mai dau ceva. Este carnea de curcan, care este foarte slabă și ajunge foarte bine în celulele cerebrale. Cam aceasta este configurația alimentației cât mai benefică pentru că nu ies cât un pahar de vin, nu exclud cafeaua, nu exclud ciocolata. Toate cu măsură. Cu măsură în toate. În toate. Și um, apă. Am dincolo. ajuns? Da. Ascult. Hidratarea. Este hidratare. Cel puțin, cel puțin 2 litri. E și normal. Pentru că noi plutim în apă. Creierul stă la 78% este în apă. Stă într-un lichid. Acest lichid trebuie continuu împrospătat. Se pare că devenim mai maturi, că nu am bătrânit niciodată devenim mai maturi, atât ne deshidratăm. Da, așa este adevărat. Și atunci în continuu, în continuu trebuie să dai apă. Apa circulă în organism, iese și te curăță în general. Da, perfect. De aceea este bine să bei apă. Pledezi la apă se spune apa de izvor. Perfect. E minunată. Bem apă de izvor și sunt mulți buceci ce apă dorim cu toți. Este minunat. Dar în ce o aducem toate recipientele de plastic nu sunt bune apa alcalină. Căutăm tot felul de aparate care se adaptează la uh, mișloacele mijloacele noastre de apă, care curăță apa și îți mărește alcalinitatea. La persoanele puțin mai mature este foarte bine să modificăm pH-ul, pentru că toate bolile de care a spus dumneavoastră, m-ați întrebat, acele neurodegenerative, toate neoplaziile, denumirea, denumirea unei, chestii foarte grave, care numesc cancer, toate astea se dezvoltă într-un mediu acid, nu în mediu alcalin. Ați văzut un copil, un bebeluș care se sare acolo și este foarte fericit sau la trei ani o fetiță care umblă așa și este fericită de unde e soacrele alea din fetița aia așa de frumoasă <laughs> și blondă și vrea să cânte și sare într-un picioruș. Că ei sunt toți alcalini. De aceea și miros atât de frumos cu vârsta, cu nenorocirile, cu supărările, cu breaking news, cu toate lucrurile acestea, se acumulează lucruri uh, acide. Se modifică fiziologic. Da. Nu că vrem sau nu vrem. Așa mergem cu toții. Așa. Uh, se modifică pe ul organismului. Devenim din ce în ce în ce mai Acis de azi și spune popor, soacră, soacă, poamă, Ea săraca, nu e acră. I a fost fetița e aia frumă, da, sau acidă, da, de azi. Ea săraca, nu e, că viața a dus-o acolo. Supărările, nenorocirile, certurile, toate astea au adus-o acolo. Deci ăsta este adevărul. Și atunci, ce putem? Lichidul care împinge toată viața înainte este apa. Și atunci această apă, pe cât posibil, alcalină, ca să uh, modificăm pH-ul întreg organismului. Am trecut de la alimentație, apă, aer. Un aer cât mai curat, de aceea dimineața fac tot posibilul să deschid geamul, să inspir aer, nu mai spun. Că mulțumesc lui Dumnezeu pentru o nouă zi frumoasă și asta a fost frumoasă. <laughs> o nouă zi frumoasă. Aerul contează enorm, enorm, enorm de mult și nu înțeleg de ce trebuie noi într-o capitală frumoasă ca Bucureștiul să-l poluăm. Că am ajuns o capitală poluată. După datele noastre, suntem a treia capitală din lume. Din lume nu din, din, Europa, la poluare. De ce trebuie să facem asta? Oamenii care poluează, ei nu au copii, nu realizează că iau oxigenul copilului. Cei care taie toate plantele, toate pădurile, nu realizează că taie oxigenul de acolo. Pentru ce? Pentru, pentru bani? Pentru ce? Deci avem nevoie de aer, avem nevoie de mișcare. Un japonez celebru a spus, mă mișc de ce există. Existența umană se datorează mișcării. Cei care rămân în pat, Trec în altă parte. Este un proverb în Ardeal foarte frumos. Că a trecut și ne doamna aceea cu coasa la orele 3-4 dimineața, pe cine a găsit în pat aluat. Deci la 3-4 dimineața? dimineața. Păi și cu somnul cum rămâne? Ajungem și la somn. Deci, așa, proverbul ardeal care spunea îndemna pe toți să se scoale dimineața, să plece la muncă. Deci, în Ardeal, în satele din Ardelești, se folosea această poveste. Deci, este bine ca somnul să nu te. să găsești dimineața, să te trezești când s a deschis primele raze de dimineață, să și pornești la lucru. Mă refer la muncitorii, acei agricoli care existau pe vremuri și plecau în zori. Deci, rasele de soare contează, contează buna dispoziție, gândul foarte bun, somnul. Este obligatoriu să dormim. Iar formula somnului, oricât am pune 2 cu 2 fac 4, este inventată de natură. Este un circadian pe care l-a dat Dumnezeu. Fie că vrem, fie că nu vrem, îl avem. Cel mai bun somn între 10 seara și 12. Acesta e cel mai bun somn. Încercați, eu fac, eu fac tot posibilul, la ora 10 cu o carte, să fiu deja în pace, să reușesc să sting lumina, să citesc un pic și să reușesc să dorm. Este cel mai bun somn și cel mai odihnitor. Și dacă se poate, depinde de vârstă, copiii dorm mai mult, persoanele mai mature dorm mai puțin, dar somnul este cel mai bun lucru. De ce că în somn, mă refer la creier, el se reface? Celula nervoasă se poate reface și are un metabolism ali și a funcționează exact ca o locomotivă primește combustibilul, funcționează, trage trenul înainte, trage corpul înainte, trage organismul înainte. Dar o porțiune trebuie să odihnească în timp ce în profunzimea creierului este acel lucru pe care tot timpul vorbim și care nu știm să intrăm în el, nu este subconștient, care este adunat tot, 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 tot ce avem de făcut, ce am făcut, memoria, atenție, ce ați mai spus dumneavoastră, judecată, decizie, de iubire și de toate, subconștientul le adună. Conștientul, practic, nu doarme. E un fel de, cum să zic, de poliție interioară, un serial nostru. <laughs> Și care, în timpul adică, celulei cerebrale, acelei cupole pe care o avem, seriul controlează în, în partea interioară. Tensiune, respirația, circulația, abdomenul, burtica. Toate acestea să poată funcționa în condiții bune, să refacă organismul, să. Revigoreze pentru a doua zi, se aducă uh, substanțele de care are nevoie, se anunce afere toate lucrurile rele din organism, dejectele, ca să zic un termen non-medical. Deci somnul este foarte important. V-am spus 5-6 elemente esențiale suficiente, avem ce face. Da. Mă întorc la acele terapii alternative pe care le-ați le menționat puțin mai devreme. Cred că ați menționat meloterapia, cromoterapia. Da. Povestiți-mi un pic despre... Deci, în medicină, noi pledăm că de a face medicina, medicina materialistă, aloterapia. Ce am spus mai înainte, să zicem, mai pneumonie, de antibioticul potrivit, așa. Ai ulcer, dacă este tratamentul, anti, acid. Sau dacă un cer s-a rupt, a sâncerat, a perforat, dai terapie chirurgicală. Tot o terapie este. Tratament conservator sau tratament chirurgical. Astea sunt clasice. Se învață în clar în facultate și se practică. Dar în afară de aceste medicina alopată pe care noi o vorbim, în afară de aceasta, există și alte alternative care sunt foarte bune. Deci este hipoterapia, mai ales pentru uh, copilași pentru creier, care apropierea de animale este formidabilă. Și dacă eu am observat că fetițele au o plăcere mai mare decât băieții pentru cal, pentru a se apropia de animale, de căluți, de a călări și asta le dezvoltă totul. Inteligența, mișcarea, gândirea, orientarea stat, statica în șea, totul tot este fantastic. Au de hipoterapie, delfinoterapie, care este dovedită pentru toți copiii cu down, pentru toți copiii puțin întârziați Așa, pentru toți copiii cu ADHD sunt dovedite aceste delfinoterapie. Sunt centre mari de delfinoterapie în care mergi cu delfinul, vorbești cu delfinul, înnoți cu delfinul, apropierea este formidabilă. Delfinul te simple. Pictura, cromoterapie, sunt copii care vorbesc mai greu, se dezvoltă mai greu. Puși să scrie, să deseneze. Evoluția lor cerebrală este formidabilă. Desenul, culoarea. Îi împinge înainte și dezvoltă centri, centre ceea care se pun în funcțiune în tot creierul, dezvoltă alți centri la rândul lor. Cromoterapie, meloterapie, muzica. De la naștere să știe că dacă din burtică vrem să avem un bebeluș frumos, puneți ceva de tip Mozart, poate Julio, <laughs> dar în niciun caz Metallica. Săracul copil suferă. E dovedit și acest lucru. Deci melodia face foarte bine. În casă ar fi bine când avem un copii sau persoane mai în vârstă, în continuu să dăm drumul la o melodie frumoasă, nu la scandal și nu la certuri. Toată lumea se liniștește și toată lumea se simte bine. Minu. Este minunat. Ați adus în discuție copiii uh, și aș vrea să vă întreb, într-o lume în care trebuie să recunoaștem într-un fel sau altul, eu mai mult contact decât ar trebui cu tehnologia. Chiar dacă noi părinții încercăm să-i ținem departe, cumva tot reușesc și încă de la vârste fragede cum îi ajutăm să se relaxeze în urma acestui, uh, aceste interacțiuni care, din care e clar că ies cu uh, pierderi? Uh. Da, e o, o adicție. Copilul, vedeți, nu mai e ca pe vremuri. Uh, erau mai puține mijloace de informare, copilul stătea lângă bunicul sau lângă bunica, asculta. Acum el se joacă pe tabletă sau pe telefon. Mai mult face adicție, nu mai poate, și de multe ori părinții, hai să stea cu minte la restaurant, hai să stea cu minte în bancă acolo. Atunci ai pune, chiar părinții pun în filmuleț și se trezesc în noaptea sub pătură, copilașul cu telefonul se joacă la toate aceste lucruri. Nu, nu este corect. Nu mai spun că totul se gândește acolo, nu mai spun că ochișorii lui se duc acolo, vă dați seama ce concentrare este, dar în căpșorul lui numai asta vede. Și numai asta vrea după aceea. E ca un fel de drog care se, uh, se injectează copilului în și copilului continuu, nu mai vrea altceva. Și stă ore și ore pe uh, această adicție. Cum sunt persoanele la tineret pe Facebook, ore și ore stau pe Facebook. Cerești vorbia ta pe Facebook acele acelea, eu nu înțeleg, bun, să ne întoarcem la copil. Copilașul captează toate astea ca un burete. E, cum îl facem? El poate să aibă mijlocul de informație, dar nu trebuie să fie burete absorbant. Am avut o asemenea situație, ca să vă explic, cu nepoțelul meu. Și am, am ajuns la un hotel minunat pe lângă Sinaia și a început cu alți copii, grămadă toți pe, pe telefon. Cum se i fac? Da, zic, da, 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 sigur, cu, da, hai să mergem puțin în spate, să vedem, ce să vedem în spate, să vedem în spate. În spate era o minge. Când au dat de minge, au început să joace minge. L am luat telefonul, l am băgat cu telefonul, s-au jucat până au transpirat, până nu mai puteau. M-au întrebat toți, lăsați-i așa, când o să cadă de nu mai putem, mai vedem. Au venit foarte înformitați, s-au dus la masă, au uitat de telefon. Deci găsit ceva peste, ca să le ia adicția de telefon, care eu cred că este periculoasă. Nu trebuie să aibă acces la toate informații, nu trebuie să stea cu ochii, cu mânuțele și cu ceafa și cu capul, vă dați seama ce poziție incomodă, ore și ore în telefonul acela și oricât îi lămurești nu, mai degrabă fratele Google le spune mai mult decât le spun. nu te ascultă <laughs> Ați adus în discuție la, la începutul acestui interviu sindromul de burnout Da Este o, o epidemie dacă aș spune o pandemie deja de, de burnout Cum recunoaștem burn? când știm că suntem în burnout și ce este de făcut de aici înainte, de la un momentul diagnosticului deci intrarea este treptată. La un moment dat constați că ceea ce puteai să faci zilnic nu mai, nu mai reușești să faci. Că îți trebuie mai mult timp. Că nu te poți pe românește aduna. Constați că îți tremură. Cum tremură pixul? Îți tremură. Îți tremură mâna. Am un pacient care tremură mâna. Nu, doamne, om tânăr. Nu se vorbește de Parkinson. Nu mai poate să facă acest gest atât de simplu. Din cauza creierului, supra solicitat. Nu-i vin cuvintele, nu se poate aduna frazele, să aibă elocuțiunea aceasta coerentă. Uh, în, să zicem, încurcă lucrurile. Dintr-o nu mai pot. Nu că nu mai pot fizic, nu mai pot cerebral, mă depășește. Am auzit persoană, real, poate și dumneavoastră vine să arunc cu laptopul uh, afară. Deci e o depășire a funcțiilor cerebrale supra-solicitate în alte vremuri spuneam nevroze, Nevroză de supra-solicitare. Acesta e burnout. out. Și vedeți structura. Deci arterea unui număr de celule a creierului. Celulele acestea sunt supra-solicitate. Și ele au nevoie de apă, de o alimentație care am discutat, de repaus, de somn. Dacă nu-i dai repausul și somnul, în jurul acestei celule nervoase, frumoase, deștepte, ca o doamnă și cu afată, se acumulează dejecte. Cala lui pe stres. Acumulându-se de ejecte, ele mai pot funcționa. Și apar niște corpi, beta-amyloide. Așa se numesc. Aceste substanțe beta-amyloide blochează transmiterea de la celula aceasta la celula cealaltă. Deci se blochează calea victoriei. Blocându-se calea victoriei, ei încearcă comunicarea pe alte căi. Dar acest beta amiloid blochează și ele. Și atunci, deodată, celula aceasta supremă, nervoasă, cade. Nu mai poate funcționa. De mai funcționând, apar tot neurodegenerale, adică nu mai funcționează bine creierul. O primă fază este aceasta a celor arse, numit burn out. Deci burnout. Deci burnout-ul este, un, este. o cauză, dacă vreți, a Nu este un dementiul. sindrom. Nu, nu, nu. burnout este o dereglare, să zic, a sistemului nervos. Iau telefonul și l arunc jos. Sau un cade. Și s-au dereglat sistemul nervos. Nu mai sunt rețele adunate. Dar asta nu înseamnă că eu nu pot să refac totul. Cum? Deci e loc de întors. Este loc de întors. Există tratament și medicamentos și tratamente pe suplimente și cel mai frumos e o frază în limba engleză. Change the life. schimbă viața. schimbă viața. Toți cei care au pus pixul jos și au plecat în toată zona asta minunată subcarpatică, că noi ne ducem în toată lumea, dar în zona subcarpatică, nu ne ducem cumva, la toate aceste mănăstiri. Stați o săptămână, două la mănăstiri, mâncați mâncarea de la mănăstiri, atât de curată, atât de bună, și imediat vă liniștiți cerebral. Și atunci puteți să vă reveniți. Dacă continuați exact ce ați intrăm încă în ceva, în depresie, în atacuri de panică, și după aceea zic să ne oprim aici cădem în alte afecțiuni mult și mult mai grave. Vă mulțumesc că deja, deja cred că ne e clar că trebuie să, să avem grijă, ne-ați convins. L-ați adus pe, cum ați spus, prietenul Google sau fratele Google? Da, cum doriți, una și alta. L-ați adus în discuție, colegii mei au adunat cele mai frecvente întrebări din, din zona neurocognitivă de pe internet. Și aș vrea să vi le adresez dumneavoastră ca să distrugem niște mituri și să vedem ce, sunt, ce se caută pe internet. Prima întrebare. Cum ne dăm seama că suntem supra-solicitați intelectual și care sunt limitele, și aici aș vrea să insistăm puțin, care nu ar trebui depășite? Primul, noi constatăm că nu mai reușim să facem în decursul celor 8-10 ore de lucru același capacitate de rezolvare care aveam o lună, două, trei, înainte. Și nu avem o cauză pe care să o... Asta decât supra-solicitarea sistemului nervos. Plus cei din jur. Dacă ne sunt prieteni, spune, ești palid, nu te mai aduni, nu, nu forța, nu bea, aduce, deci abiciești sistemul nervos. Cofeină, cafele, ciocolate și așa mai departe, stimulante de sistem nervos dar nu trebuie să o altă întrebare. Există simptome din tinerețe ale bolilor neurovegetative, nu. neurodegenerative? Nu, nu există simptome din tinerețe. Copilul se naște frumos, deștept, elegant. Alergă, deci e copil român, curge sânge tricolor, nu avem nicio problemă cu de asta. Săracul. Din copilașul ăla ajunge student, se cere poate prea mult de la student, ajunge corporatist, și după aceea lucrează prea mult, și după aceea știți ce ajunge. Vă mulțumim pentru toate sfaturile bune. Aș vrea să încheiem această discuție cu un sfat pentru viitor, pentru cei care ne ascultă. Pentru cei care ne ascultă și poate ne ascultă cu atenție, să găsim totdeauna o formulă, o chintesență de cuvinte. Trei cuvinte. Primul, citiți, gândiți, iubiți. Ce înseamnă a citi? A citi să faci educație. Citiți zilnic. Poți să citești orice. În general e bine să citești ce îți place. Totdeauna e bine să spui și exemplul tău. Eu citesc medicină, continuu, neuroștiințe, ceea ce mă interesează, activitatea mea neurochiră, și apoi citesc istorie geografie și literatură care îmi place. Care nu îmi place, mă arunc. Deci cum am dat de un roman din la greu, că nu mai pricep nimic, l-am pus deoparte. Deci citiți. Îți faci educația ta, găsești cuvinte noi, formule noi, extragi. E foarte important. Al doilea, gândiți că tot ceea ce facem noi trebuie să treacă prin gândirea mea. Nu ca a spus șeful, ia să mă gândesc e adevărat sau nu e adevărat. A doua chestiune, și gândiți și puneți în... Uh, foarte multe din miturile vieții noastre nu sunt chiar așa. Trebuie să le rezolvăm noi. Gândiți. Și atunci mergeți înainte cu gândirea dumneavoastră. Și multul este a iubi. Iubiți familia, iubiți pe dumneavoastră, iubiți copii, iubiți vecinul. Dacă e nevoie și pe vecina, toate lucrurile merg foarte bine. Vă mulțumim tare, tare mult, domnule profesor. A fost o seară pentru suflet în care cred că am luat foarte multe învățături pentru o viață frumoasă. Așa și trebuie. Asta este cuvântul. Pentru o viață frumoasă. Și o prevenție și o luptă pentru a nu fi bolnavi. Așa să fie. Da, complet de acord. Sperăm că ați găsit răspuns la cât mai multe întrebări în timpul acestui podcast. Noi ne revedem în luna decembrie la următoarea ediție Supliment de bine. Nu uitați să intrați pe site-ul SECOM la ghidul de sănătate unde veți găsi acest podcast educativ cu toate episoadele de până acum. Aveți înregistrările episoadelor și pe Facebook sau Instagram, YouTube SECOM și pe Spotify. Până data viitoare, aveți grijă de voi ca să rămâneți bine.